Episodul de iarnă cruntă, vremea ați simțit deja, se încălzește în acest weekend. Atenție însă, în Moldova temperaturile vor fi în continuare mult mai scăzute decât este normal în această perioadă. Alina Șerban ne aduce mai multe informații. Bun găsit așadar în perioada următoare, la ce să ne așteptăm în mod concret. Bună ziua! Așa cum foarte bine ați precizat, vorbim de o încălzire treptată în toate regiunile țării, astfel că pe parcursul zilei de mâine, sâmbătă, temperaturile maxime vor urca până spre 10-11 grade în regiunile intracarpatice, în Banat, în Crișana, în Maramureș, chiar și în Transilvania. În schimb, în sudul și în estul teritoriului, chiar dacă vor marca o ușoară creștere, se vor menține sub cerurile caracteristice acestei perioade, cu 4-5 grade în Oltenia, în Muntenia, în Dobrogea și mai scăzute de atât, ușor negative în Moldova. Dar duminică procesul de încălzire va continua, temperaturile vor deveni pozitive chiar și în Moldova la amiază, până spre 3-4 grade. În restul teritoriului chiar mai ridicate de atât, în Oltenia, în Muntenia, în Dobrogea, spre 10-11 grade și în Banat, în Crișana, în Transilvania, spre 14-15, chiar 16 grade. Toate acestea pe un aspect din ce în ce mai frumos, precipitații pe arii restrânse și vorbim de precipitații în formă lichidă, precipitații sub formă de ploaie, care se vor semnala pe parcursul zilei de mâine, sâmbătă, doar pe arii restrânse prin regiunile nordvestice și nordice, duminică în extindere treptată, dar seara și noaptea în jumătatea de nord-vest a teritoriului. În zona capitale, așa cum spuneam, o încălzire treptată, mâine, sâmbătă, de dimineață cerul o să fie în prima parte a zilei, o să mai fie nori, dar va deveni treptat variabil și ne așteptăm la amiază la o temperatură de 5-6 grade, iar duminică un aspect frumos al vremii, un cer variabil, o maximă de 10-11 grade și în capitală. Duminică spre seară și noaptea o să înceapă să plouă și în zona capitalei. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.